MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. Salutare lume și bine ați venit la un episod din My Career, aici la NBA 2K16. Am dat data trecută, știți, meciul cu ăștia și așa că trebuie să-l joc. Nu s-a întâmplat nimic interesant, sunt animații din alea basic. Iată că sunt în meci, din nou. Ia să vedem. Ajunge al nostru cum dracu. Trebuie să câștigăm, bă, aici, bă, asta contează. Una aici. Trebuie să dau un slam dunk. Poate dăm, dar ratez coșul. Și ratează și ăla, bravo, mă. Așa ceva. Jucăm cu cei de la Texas. Ceva. Mamă rog, Horn, nu știu cum, sau ceva, nu mai știu. Am uitat cum îi cheamă pe ăștia, dar nu mai contează. Oricum trebuie să-i batem, asta e important. Trebuie să-i pizdim pe oameni. Edwards, iată-l pe Edwards. Oh, Edwards acum, faul, bă! Ce dracu a fost faultul ăla, dubios, atât de tare. The fuck, dude? Cine regulă cu tine, dude? Ce e neregulă? Ui, ce micuț e ăsta, mă, doamne. Bă, copile. Ia, înimerește al dracu însă. 1-0 pentru Texas. 1-0 pentru Texas și ratează. Rămâne cu 1-0. Oh, are 3 aruncări. Ah, ok. God damn it. Da, reușește aici coșul. Hai să mergem, mai Lawson. Aruncă acolo pentru mine. Și, bă, să-mi bag pula, bă, îmi dau cu... Dau cu bâta în baltă din nou, că de ce dracu n-ar fi așa? Hai să facem un rebound, mai facem pe dracu, că ăștia au atacat foarte bine acolo și au înscris de 2 puncte. Trebuie să recuperăm acum, clar. Trebuie să recuperăm dezavantajul. Ok, aruncăm acolo la Lewis. Lewis de 2 puncte, ratează. Bine, mă, bine că dau la Lewis să rateze, bravo, tati. Fantastic ești. Fantastic ești, Lewis. Și încă 2 puncte pentru Texas. Suntem conduși cu 6-0, incredibil. Așa ceva. Hai, mă, de aici. Hai, mai aici, dă-mă, că mă duc eu pe comp propriu, mă. Ala-i, tată, 3 puncte poate să fie aici, bă. Trebuie să rezolv eu meciul singur, mă. Opa, jucăm în deplasare, așa că avem presiune pe noi, însă dau bine. Și mingea intră în coș, 3 puncte la un singur atac. Și primele 3 puncte sunt date de mine, cum dracu să nu fie date de mine. Cine dracu să dea dacă nu dau eu? Iată, aruncă-l acolo, recuperăm, bun așa, mă. Și... N-am înțeles ce dracu a vrut să... Un alley-oop a fost ăla? Bun așa. Ține la acolo, n-am ce să fac. Aruncăm înapoi. Oi, oi, oi. Iată. Aruncăm de 3, trebuie să aruncăm de 3 neapărat. Și coș de 3 puncte. Ce fain sar, bă, când arunc. Am luat chestia de 10 bănuți data trecută, dacă mai țineți minte. Și este timeout. Da, este timeout, iată. Și este 6-6 în primul sfert, la jumătatea acestuia. Sunt schimbat în acest moment. Hai să dăm continue, să ne bagem meci. 8-8, iată, acum intrăm. N-am stat foarte mult pe tușă, ce-i drept. E bine, nu mă plâng. Dracu, să te plângi. Trebuie să joci, bă, trebuie să prinzi minute. Și să dai coșturi, să impresionezi. Așa ajungi la echipe bune, probabil, în NBA, nu? Adică ar fi logic. Dar la ce dracu te-ar băga? Să ai evoluții bune. Ok, foarte bine acolo Lawson. Hai Lawson, tati, de aici. Na, bine. Mă demarcasem binișor acolo. Aruncăm înapoi la Landry. Landry de 3, iată, am dat peste un acolo și dau assist. Foarte bine. 11-8 pentru noi la Texas acasă. Ceea ce e foarte bine. Trebuie să-i bate pe cei la Texas, asta e clar. Hai să-l ținem pe să-l marcăm aici. Dar de ce mă pune să marchez pe altul acum? Voi sunteți nebuni? Câți dracu să marchez? Bună recuperare. Și este mingea la mine acum. Aliup. Ratează, îl aprinde, dar bun. Din nou pasă de coș. Pasă de gol, am putea spune.
Ok. Un assist, mai bine zis, pentru că asta e acceptat în toate sporturile aproape. Assistul, ok. Trebuie să țin la ăsta. Aruncă de 3, sper să nu scrie tocmai ăla, da bine. 3 puncte pentru Texas, trebuie să-mi scriem și noi acum. Nu contează decât, dar trebuie să-mi scriem. Ajunge mingea la mine. Am un dribbling aici, hai freak, tati. Hai quick. Oh, ce trecere! Oh, ce slam dunk! Oh, liniște! Șt. Liniște, quickie pe fază, băieți. Un slam dunk foarte interesant. Acum, mulțumesc tipului care mi-a spus că pot să iau slam dunk-ul de la animații. Nu ți minte numele, dar meriți o bere, băiete. Ok, iată aici Warwick. Și ce bine a blocat ăla, incredibil. Foarte frumos. Hai un alley-oop. Nu dai. Hai un alley-oop aici. Vai de pula mea, unde dă omul. Uai. Ok, am ratat aici. Și sunt schimbat din nou. Dăm skip, probabil. Da, se termină primul sfert. Și iată obiectivele, realizările mele. 8 puncte și un assist. 75% procentaj, un procentaj bun. Ce pot să zic? Ar trebui să lucrăm și la procentaj, pentru că și ăla e bun. Începe sfertul al doilea. Se joacă cu două sferturi aici, mă, cum dracu, că nu înțeleg. Habar n-am. Iată un coș de 3, va reuși oare? Nope. Lawson este la minge acum. Mingea la mine, arunc acolo. Ai, mă, cum am ratat pe asta? N-a fost atât, nu mă ținea nimeni în mare parte. Am fost liber acolo. Chiar dacă era oia în fața mea, ar fi trebuit să iasă coșul ăsta, băga mea și procentajul meu se duce de râpă. Don't like this shit. Aruncă Ford, ratează. Nu ratează al dracu. Măcar am o tranziție bună în atac. Iată, sprimo acolo. La atac înainte, în pula mea. La defensivă mai greu. Aruncăm la Mitchell. Și liber slam dunkerino. Al doilea slam dunk în acest match. Foarte bine. Am scăpat liber, ce dracu. Frumoasă fază oricum. Am construit binișor acolo cu ai mei, cu echipier Bolunz. Iată acolo Ellis Jr. Turner acum. Aici nu avem oferte aparent de la cluburi, să zicem. Na, după colegiu nu urmează NBA-ul. Dar poate draft, știi? Și te pune după aceea, după ce termin toate meciurile sau ceva de genul. Ford liber. Ce dracu, cum dracu să țin doi oameni? Serios acum. Ăștia-s nebuni. Opa, am dat peste al meu. Nu-i bai. Ajunge mingea la mine, pasăm la Lawson. Hai mă că... Bă, eram liber acolo, băga mi-aș pula orbi, dracu. Bine. Oh, fault, bun. Obțin un fault. Și am două aruncări. O, presiune asta, mă. Ce ne facem, mă, cu presiunea asta, doamne? Nu pot să nimerez niciun coș cu presiunea, doamne, ferește. Hai să vedem, aruncăm, cred că... Nu, wow, am dat mai bine chiar pe ăsta, deși am dat mai slăbuț pe bara aia, pe banda aia. Mă rog, e bine. Un coș și un coș, for fuck's sake. Opa, l-am scăpat pe ăla din marcaj, dar îl ținem. Dar vreau și o notă, mă, n-ai note sau un NBA ai notă. Opa, stai liberă. De ce mă pune să-l țin? Ba bine, mă, și acum Rush îmi scrie de 3. Că m-a spus voi să-l țin pe dracu să vă ia. Incredibil. Goodwin. Mingea la mine. Oh, era să trec de el. Aruncăm la Holin Jefferson. Hollis, nu Holin. Ba, m-am dus ca prost acolo. Am intrat direct în el. Puteam să trec, aveam cale liberă! Slam dunkerino al treilea, băieți. Iată aici. Ce bine am prins. Frumos, frumos. Ok. Mă bucur că am găsit animațiile alea. N-a fost fault? N-a fost, dar este un rebound foarte bun. E mai aici, mă, omule. E mai omule aici, mă. Aruncăm, n-aruncăm pentru că pierd. Mă blochează Rush. Opa, am rămas fără energie. Cred că trebuie să fiu schimbat un timp. Să fim serioși până la urmă. N-am reușit să fac un rebound, dar aruncă la greșit oricum. Aruncăm aici aliupul. Ah, băga mea și pula dacă intra asta. I-am cerut aliup la om. A, e.
Se întâmplă să... Nu e să Blair. Trebuie să-mi zic pe Blair ăsta. Au ce se strigă aici în tribune. O, oh, Rush aruncă. Rush reușește de 3 puncte. 2 puncte distanță numai. E un meci greu. E un meci al dracu de greu. Ok. Reușesc aici să trec. Arunc de 2 puncte. Dar ratez, nu cred. Cred că am dat-o în bară urât de tot aici. Rush către Turner acolo și Blair aruncă. A blocat cineva, nu știu cine. Cred că am contribuit și eu cumva pe acolo. Ceea ce e bine. Ai, pierde ăla acum. Nu cred că o să mai rateze ăștia de data asta, ce-i drept. Slabe șanse de ratare. Sau cine știe. Poate încearcă ceva stupid. Ai, l-am lăsat pe la liber și reușește. Un slam dunk pe spate. Egalează cei de la Texas. Yep. Nu-i bine, nu-i bine deloc. Da, iată, se termină aici. Nu, am fost eu schimbat și acum intru din nou. Suntem conduși de Texas. Oh boy, nu-mi place. Trebuie să revenim pe tabelă. Așa că trebuie să jucăm safe. Aruncăm acolo la Lewis. Lewis aruncă. Bă, dă-te în morții mătii. Ok, trebuie să iau un meci în mână, aparent. Să-mi iau meciul în propriile mâini. Foarte bine, Johnson. Aruncă acolo către mine. Mă duc spre coș, mă duc spre coș! La la, my friend. Slam dunk încă o dată. Egalez, egalez pentru echipa mea. Și ce-a fost? Timeout, timeout. Cerut de Texas, cred, da. Na, ei erau la minge, cine altfel. Iată acolo, sunt aplaudat de colegi. Pentru că am reușit egalarea. Trebuie acum să ne apărăm. Hai să vedem. E ceva bonus, scrie bonus acolo deasupra. La nume... Oh, a ieșit! Oh! Ai belit pula, amice, te dă afară ăsta din echipă. Ieșise din terenul lor. Mă rog, din terenul nostru, nu al lor. Pierd aici mingea, vai de pula mea. Ellis se duce, Ellis faultat, ratează, bun, asta e bine. Sper să rateze. Sper să ratezi tu spaștele mătii. Și reușește prima aruncare. Un punct diferență. Conduc cei de la Texas. Și a doua ratată. Și recuperez primul meu rebound. De altfel, aruncăm la Lewis. Hai mă de aici, omule. Încerc aici un dribbling, nu iese. Hai omule de aici. Lăsăm la Mitchell. Ajunge mingea la mine, arunc de două și coș! Bine, din nou un avantaj, un punct distanță. Ce meci în cinci, bă. Ce meci în cinci, nu glumă. Oh, timeout. Timeout cerut aici. Johnson, iată, se bucură. Au mai rămas 10 secunde aproape. Nici măcar alea complete și ăștia au atac. Nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc cum sună. Ăștia pot câștiga. Ăștia pot câștiga. Nu, câștigi, amice. Ținem aici bine de ăștia. Hai să ținem pe numărul 28 să nu-mi scrie el măcar, dacă îmi scrie cineva. Aruncă de 3, ratează, câștigăm! Da, nu? Final! Este, mă, câștigăm un punct distanță, mă! Și eu am contribuit la asta, nu-mi vine să cred. Wow! Am avut 3 turnover-uri, dar nu-i bai. 18 puncte. Am dat 18, mă. Mă rog. Nu ți minte să fi dat totuși 18. Sunt cam multe sau am dat? Am dat la dracu. Adică am dat o grămadă de coșuri pentru echipa mea. Da, oricum. Da, asta a fost meciul pentru astăzi. Ce să vă mai spun. Am reușit slam dunk-uri o grămadă. Ar trebui să fie 18 până la urmă. Cred că au fost 18. În fine, am avut un meci mult mai bun decât data trecută. Hai să ne facem și niște upgrade-uri. De ce nu? Avem 872 de puncte din alea. Inside scorer, cât costă? 600. Uiuiuiui. Playmaker, hai să dăm la playmaker. 538, fuck it. 62 overall în acest moment. Am level 3 aici. Atlet, mai am 300 de puncte. La defender, n-a prea.
Well, nu mai am puncte, din păcate, nu mai am din aia bănuți, dar poate o să facem noi rost de ei. Și vreau să mai... Wow! Holy shit! Ce e asta, mă, aici? What the fuck? A, poți să mă uit la TV? Dă-te, dracu, de aici, nu cred. Ok, hai să ieșim, dracu, de aici. Să nu primim copyright pentru căcaturile alea, să mai știu eu ce. Oricum, băieți și fete, cam atât pentru astăzi. Stați puțin, numai să mai mă uit pe aici să văd ce dracu. Uite. Ok. Nu cred că mai e nimic în sala asta. Sau, uite, avem fereastră. Avem mai multe ferestre, de altfel. Ok. Și pe partea asta nu cred că e nimic. Da, avem o cameră acolo, o mini-cameră. Ciudat. Oricum, cam atât pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut videoul și da, să ne vedem cu bine la următor. Mai avem două meciuri, după care probabil va urma draftul din NBA și voi fi la o echipă din NBA, which is awesome. Și cam atât. Eu am fost Quick. Ciao.